Întreaga echipă prezentă în momentul de față alături de dumneavoastră. Mulțumim în primul rând asigurat de televiziunea TNTV. Acest suport tehnic practic nu am fi putut avea un film astăzi pe care să vi-l prezentăm. Eforturile au fost considerabile. Mulțumim conducerii liceului Coriolan Brădicianu pentru întreaga abnegație și întreaga dedicație pe care și-au manifestat-o pentru că au fost alături de noi. Ne-au asigurat liniștea necesară pentru a putea avea cooperarea din partea copiilor din acest liceu. Mulțumim părinților pentru că au avut încredere să fie alături de noi în acele momente și să ne încredințeze copiii, pentru că filmările s-au efectuat într-un caz destul de accidentat. Și nu în ultimul rând, mulțumesc colegilor din primăria municipiului Lugoj pentru că au fost permanent alături de noi, pentru a ne putea asigura toate condițiile necesare să efectuăm aceste filmări. Sunt foarte fericită pentru că, într-adevăr, suntem într-o mare familie astăzi. Îi mulțumesc foarte mult și soțului meu pentru că a fost alături de mine și pentru că de fiecare dată m-a încurajat să putem continua acest proiect, chiar dacă n-a fost permanent la Lugoj. Mă bucur că suntem într-adevăr aici astăzi și cu ocazia asta, în primul rând, îi mulțumesc lui Cristian că a avut acel feeling extraordinar de a putea să ne continuăm acest vis. El are o experiență mult mai mare decât mine în acest proces de creație. Și ce să vă spun, îi dau cuvântul pentru a continua cu date tehnice despre proiect. Eu vă mulțumesc că ați venit și că ne-ați sprijinit. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc și numele meu și al echipei mele, domnului Olaru. Aș vrea să mulțumesc TNTV, aș vrea să mulțumesc conducerii Coriolan Brădicianu și, nu în ultimul rând, a echipei care a fost pe platou de filmare. Aproape 24 de ore, din 24, s-a lucrat foarte mult la acest scurtmetraj. Ce să vă mai spun? Să vedeți în seara asta un scurtmetraj horror. E destul de... Sper să nu vă sperii prea tare. Aș vrea să mulțumesc conducerii liceului Coriolan Brădicianu și întregii echipe. Domnului Sergiu Sfercoci, care ne-a suportat pe toți și pe toți cei care s-au uitat în cameră și pe lângă cameră. Și pe care l-am avertizat că acest scurtmetraj pe care îl vom vedea astăzi într-un alături de dumneavoastră este doar un prim pas pentru următorul lungmetraj. Deci Sergiu este oficial, este public, pregătește-te pentru următorul film. Da, tot a susținut tare că nu se poate până la anul. Se poate, Sergiu, până la anul să facem un lungmetraj. Vom încerca în 2014, dacă nu în 2015, să participăm cu el la festivalul de la Cannes, secțiunea de amatori. Se muncește intens, am început deja să scriem în linii mari la scenariu. Sperăm ca din toamnă să ne apucăm de filmări și cam într-un an de zile va fi gata lungmetrajul. Nu știu, o să rămână la aprecierea dumneavoastră să vedeți ce am făcut. Vă mulțumim pentru sprijin și, nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc presei, ziarului Actualitatea, ziarului Redeșteptarea, Lugojeanul și tuturor celor care ne-au sprijinit și ne-au promovat. În ultimul rând, din partea domnului primar, profesor inginer Francis Boldea, aș dori să vă transmit un mesaj. Este deosebit de onorat că are o echipă tânără de lugojeni, cu care Lugoj, într-adevăr, participă și duce mai departe acel mesaj de Lugoj cultural. Își cere în mod deosebit scuze pentru absența din această seară. Există alte activități care se derulează la nivelul primăriei municipiului Lugoj și, fiind implicat în aceste activități, din păcate nu poate fi prezent alături de noi fizic, dar ne transmite, prin intermediul meu, o întreagă considerație, atât față de lugojeni, cât și față de echipă. Vă mulțumesc! Aș vrea să mai mulțumesc domnului director Constantin Ilie pentru sprijinul acordat.
Și pentru că a fost alături de noi, Casei de Cultură, domnului primar și încă o dată echipei Tu și Eu Picture. Nu vă mai reținem, o să punem filmul și apoi o să ne postăm un foier dacă aveți ceva întrebări sau dacă aveți ceva roșii să aruncați.